5 pepărmititei și cum au crescut ei, de Margaret Sidney, fragmente partea a doua. Acum, băieți, mă duc până la bunica Bascom ca să aflu cum se face tortul, zise Polly, ridicându-se și trăgându-și un pic sufletul. Voi stați aici și aveți grijă de casă și de frunzii. Bunica Bascom nu era bunica lor, dar toți oamenii din localitate îi ziceau așa în semn de respect. Casa ei era peste drum, imediat după colț. Polly se duse într-o fugă până acolo și bătu la ușă, fiind convinsă că acum avea să afle tot ceea ce dorea. Continuă să bată, pentru că bătrâna era cam tare de urechi și până la urmă, văzând că nu-i răspunde, deschise singură ușa și intră. Bătrâna mătura prin odaie, deși era curat ca în palmă. Când o văzu pe Polly, se opri sprijinindu-se de mătură. Ce mai face mama ta?" o întrebă ea pe Polly când fata îi spuse bună ziua. Mama-i foarte bine," strigă foarte tare Polly. Mâine e ziua ei de naștere." Mâine e o zi rea, nu mai spune așa, tragi singură la rău." Nu asta am spus, bunico, mâine-i ziua ei!" și striga atât de tare încât marginile bonetei bătrânei fluturară ca bătute de vânt. Ei, nu mai spune! Chiar așa?" exclamă bătrâna. Da, și o să-i facem o surpriză." De ce e ca băgată în priză?" întrebă bătrâna uitându-se la ea. Coase prea mult, nu?" O surpriză!" țipă Polly ca să o facă să audă ce-i spune. Un tort, bunico, unul mare de tot!" Un tort!" exclamă bătrâna, aranjându-și boneta pe care Polly, îmbrățișând-o, i-o șifonase fără să vrea. Foarte bine!" Da!" zise Polly, luând mătura și scoțându-și boneta. Bunico, te rog, spune-mi cum să-l fac!" Cum să nu? Am niște rețete grozave!" exclamă bătrâna, încântată că îi se cerea așa ceva. Mă duc imediat să le aduc!" O să termin eu de măturat!" zise Polly, dar bătrâna nu mai auzi. Și Polly luă mătura și începu să dea cu ea așa de tare că ridică tot praful. Uite-le!" zise bătrâna, întorcându-se cu un ceainic în mână. Doamne copilă, cât praf ai făcut! Nu așa se mătură!" Și îi luă mătura din mână. Uite!" spuse ea, măturând și strângând cu grijă praful într-o grămăjoară. Așa se mătură ca să nu împrăștii praful peste tot!" Îmi pare rău!" se scuză biata Polly. Nu-i nimic!" spuse blând bătrâna, uitându-se la chipul ei mâhnit. Data viitoare o să mătur mai bine. Acum hai să vedem cum se face tortul," spuse ea, îndreptându-se încet, legănându-se spre masă urmată de Polly. Și începu să scoată niște suluri vechi de hârtie soioasă din ceainic, dar nu reuși să dea cu niciun chip de rețeta pe care o căuta, deși întoarseră ceainicul și cu fundul în sus și îl scuturară bine. Unde o fi oare? Nu-i nici asta," spuse bătrâna luându-și capul în mâini și încercând să-și aducă aminte. Nu e aici, copilă. Rețeta asta am făcut-o când s-a măritat nepoata mea, Miranda. Arăta așa de bine și era așa de fin, nici nu era prea scump. Nu avea nici ouă, nici... O, noi nici n-avem ouă, spuse Polly, gândindu-se că ăsta era un adevărat lux. Avem doar făină neagră, bunico. Merge și așa, spuse bătrâna blând. Dacă îi mai pui și niște stafide, poate să iasă chiar bun de tot. N-avem nici stafide, spuse Polly. N-aveți? Spuse bătrâna uitându-se la ea pe deasupra ochelarilor. Atunci ce-i să pui în el? Scorțișoară, că din asta avem destulă, bunico, zise Polly. Și cred că o să fie bun și așa, oricum trebuie să facem un tort. Nu se poate să n-o sărbătorim pe mămica. Poate ai totuși noroc, Polly, îi spuse bătrâna, și mama ta o să se bucure așa de tare, numai să dăm noi de rețeta aia. Și începu iar să scotocească prin hârtii. Mi-aduc aminte cum mai mâncau atunci din el. N-a mai rămas nici o firmitură, măcar, Polly. O, Doamne, spuse Polly, pentru care tortul Mirandei părea să fie tot ce era mai bun. Măcar de-ai găsi-o. N-ar mai fi bine să mă uit încă o dată prin rafturile din cămară? Ba da, poate o fi acolo, spuse încet bătrâna Bascom. Uită-te, uneori când vreau să le pun la loc, sigur, se mai găsesc și în altă parte decât ar trebui. Așa că Polly luă un scaun vechi, se urcă pe el. Și începu să dea jos rând pe rând toate cutiile care îi cădeau în mână. Printre ele mai erau și niște cești de ceai ciobite și clești de zahăr, dar rețeta n-au găsit-o nici acolo. Cred că am aruncat-o, spuse bătrâna mâhnită, în timp ce Polly o privea de acolo de sus de unde se cocoțase. Atunci nu poți să-mi dai alta în loc la fel de bună? Spuse Polly, fiind convinsă că tortul Mirandei ar fi fost totuși cel mai bun. Acum trebuie să mă întorc acasă, spuse ea, coborând de pe scaun și punându-și boneta. Nu pot să o las pe Phronsie singură atâta vreme.
așa că primi altă rețetă în schimb, cu toate modificările și sfaturile de rigoare, să nu lase cuptorul să se încingă prea tare și altele de felul ăsta. Poli o luă și plecă repede acasă. Acum trebuie să... începuia veselă când intră în casă, dar se opri brusc văzând-o pe Fronzi plâncând pe rupte, ghemuită pe balansoarul mamei ei, în timp ce Joel încerca să o liniștească. Ce s-a întâmplat?" întrebă Poli. Puse rețeta pe masă și se duse repede să o ia în brațe pe Fronzi, încercând să o mângâie cum nu mai ea știa. Ce s-a întâmplat?" îl întrebă ea pe Joel, care o tot ruga pe Fronzi să nu mai plângă. Spune-mi!" Băteam cuie!" începu el. Nu mai plânge, Fronzi! Poli, te rog, fă-o să tacă!" Spune mai departe!" îi ceru Poli pe un ton aspru. Băteam cuie!" începu Joel încet. Și Davy s-a dus să aducă niște mentă!" continuă el. Spune-mi tot ce s-a întâmplat, Joe!" zise Poli, uitându-se supărată la el. Sau îl pun pe David să-mi spună!" David tocmai se întorsese aducând niște ulei de ricin în loc de ulei de mentă. Îl dădu lui Poli, care era prea tulburată ca să observe. Nu, nu o să-ți spună David, o să-ți spun eu pe cuvânt, Poli." Atunci spune-mi odată," îi ceruia cam scoasă din sărite. Ei bine," zise Joel, făcându-și curaj, ciocanul cam tremura pentru că-i vechi și Fronzi a trecut pe lângă el, iar eu n-am putut face nimic, Poli, crede-mă." Imediat, Poli îi scoase fetiței pantofiorul și ciorăpelul și se uită la piciorușul ei grăsun. Luându-i-le pe amândouă în mână, începu să îi le maseze ușor. Nu-i nimic rupt, slavă Domnului!" spuse ea oftând oșurată. Acolo mă doare!" spuse Fronzi plângând în hohote și începu să-și frece degetul cel mare de la picior, a cărui unghie se negrise puțin. Bietul degețel!" spuse Poli mângâind-o. Atunci l-a auzit pe Joel, cum de-abia se abținea să nu-i zbucnească în plâns, dar în cele din urmă a început să plângă. N-am vrut, Poli, ciocanul ăsta nesuferit e de vină!" Hai, Joey, dragule, gata, gata!" și lua și pe el lângă ea pe scaun. Nu te mai simți vinovat, știu că n-ai vrut!" și îl sărută pe părul negru tuns pe riuță. Când Fronzi văzu că începuse și el să plângă, se opri imediat și luându-l după gât cu mânuța ei durdulie, îi zise: "Nu mai plânge, te doare degetul?" Auzind-o, Joel începu să plângă și mai tare. Poli nu mai știa ce să facă. Băiețelul era foarte afectat. Faptul că lovise fără să vrea tocmai pe micuța Fronzi, la care toți țineau ca la ochii din cap, era prea mult pentru el, așa că Poli se strădui cât putu să-l liniștească. Tocmai atunci se deschise ușa și își făcu apariția bunica Bascăm. Te odihneai? Sper că nu te-ai apucat încă de tort, pentru că am găsit rețeta!" spuse ea, uitându-se să vadă dacă în cuptor era ceva. Și îi flutură pe dinaintea ochilor o bucată de hârtie. Spune-i și ei ce s-a întâmplat," îi zise Poli lui David, eu nu mă pot scula de aici." Micul David se duse lângă bătrână și, ridicându-se pe vârfuri, îi spuse la ureche cât de tare putu ce se întâmplase. Ce zice Poli, nu înțeleg," spuse bătrâna mirată. Davy, mai spune-i odată," zise Poli exasperată, cred că n-a auzit nimic." Așa că David îi mai spuse odată și în cele din urmă bătrâna înțelese și se duse amândoi la Fronzi. Ai scăpat de afără," spuse bătrâna, așezându-se pe scaunul pe care îl dăduse David. Te-ai lovit, nu?" adăugă ea, uitându-se la Fronzi și luându-i piciorușul în mână. Da," spuse Poli imediat, n-a fost vina nimănui. Ce ne facem acum, bunico?" Pelinul e cel mai bun leac pentru așa ceva," spuse bătrâna aranjându-și ochelarii și examinând cu atenție vânătaia care începuse să se mărească. Am eu acasă, du-te tu și adu-mi-l," îi zise ea lui David, întorcându-se spre el. E pe undeva pe lângă sobă." Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine," zise Joel sărind de pe scaun, încât bătrânei aproape că-i căzură ochelarii de pe nas. Așa de tare se speriase. Vreau să fac eu asta pentru Fronzi." Da, lasă-l pe el, bunico, o să-l găsească." Așa că Joel plecă în fuga mare și se întoarse cât ai clipi cu o legătură de plante uscate pe care și le atârnase de umăr. Acum o să o facem noi bine," spuse bătrâna dându-și jos șalul. Ți-am adus niște stafii de Poli. Mie nu-mi trebuie, tortul o să iasă mai bun așa." Și puse pe masă un pachetel. O să las pelinul să se moaie bine în apă fierbinte, apoi o să-i punem și o să-l legăm bine piciorul, iar tu n-ai să simți nici cea mai mică durere, Fronzi," zise bătrâna, punând o cantitate mare de pelin într-un ceainic plin cu apă pe care îl puse pe sobă. Oh," spuse Poli, cum să-ți mulțumesc și pentru stafide și pentru tot, ești așa de bună." Sunt așa de tari," zise Joel examinând stafidele împreună cu David, dar bătrâna din fericire nu l-auzi.
Uite, spuse bunica Bascăm satisfăcută, am găsit rețeta de tort de la nunta Mirandei. Da, exclamă Poli, ce mă bucur, spuse ea încântată. Da, era în Biblia mea, spuse bătrâna Bascăm. Îmi amintesc că am pus-o acolo ca să le-o dau rudelor lui John când mai vin pe la mine. Mi-au ciurit-o ei, așa că acum apucă-te de treabă. Eu trebuie să plec, pentru că am lăsat niște carne să fiarbă pe foc. Bătrâna își puse șalul și plecă legănându-se, lăsându-i pe toți tare mulțumiți. Acum, cred că trebuie să spui papucul mamei, zise Poli lui Fronzi după ce îi legase bine piciorușul. Oh, ce caragios o să fie, spuse Fronzi râzând. Așa cred și eu, zise Poli și începu și ea să râdă după ce îi puse în picior papucul mare pe care îi adusese Joel din dormitor, dar care era așa de rupt încât abia se mai ținea. Trebuie să-l coasem. Arată ca un săculeț plin cu mirodenii pentru budincă, spuse Joel în timp ce Poli îl legă bine. Săculeț cu mirodenii, repetă Fronzi ciripind veselă. Redeveni brusc foarte serioasă, uitându-se la piciorul pe care tocmai îl întinsese. Ce-i Fronzi? Întrebă Poli, care se pregătea să se apuce de tort. O să mă mai pot încălța vreodată cu pantofii mei cei noi? Întrebă ea pe un ton grav, uitându-se la piciorul ei bandajat. Sigur că da, exclamă Poli. O să-i poți încălța fără nicio problemă cât de curând. O să fii iar sprintenă ca un greieraș în cel mult o săptămână. O să vezi că așa o să fie. O să pot să-mi închid, o să meargă? Întrebă Fronzi, parcă tot nevenindu-i să creadă văzând cum arăta piciorușul ei bandajat. Sigur că da, exclamă Poli. O să te poți încheia la toți năstureii fără niciun fel de problemă, Fronzi Pepper. O să fii cât se poate de elegantă, ca o adevărată mică domnișoară ce ești. O, mai zise Fronzi și scoase un suspin de ușurare, apoi nu se mai gândi la asta deloc pentru că Poli o asigurase că urma să fie bine. Du-te fuga jos și adu scorțișoara Joey, spuse Poli, e în cămara cu provizii. Cămara cu provizii era un fel de mică magazie lipită de casă, unde ajungeai coborând niște trepte tocite ca vai de ele. Îi ziceau așa pentru că știau că era un loc bun de ținut proviziile, numai că ei nu prea aveau ce ține acolo. Li se păruse că suna bine să-i spună astfel. Hai, Dave, o să mâncăm și noi ceva după aceea, zise Joel. Și după ce i-a dus scorțișoara, se duse înapoi acolo unde l-aștepta David. Acum tortul era gata de pus la cuptor. Poli era tare mulțumită, iar Fronzi, care stătea cuibărită pe scaun cu Serafina, păpușa cea veche la care ținea foarte mult, în brațe, se uită țintă numai la el până ce Poli îl puse la cuptor. Poli, după ce închise ușa cuptorului, veni înapoi lângă Fronzi și o luă în brațe și se puseră amândouă pe așteptat până ce era gata tortul. Atunci, din cămara cu provizii, se auzi un trosnet puternic, urmat de niște vorbe spuse în șoaptă și de zgomotul făcut de ceva trântit pe jos. Băieți? Strigă Poli, dar nu primi niciun răspuns. Se făcuse o liniște de n-auzea nici musca. Joel, David? Strigă iar Poli cât putu de tare. Da? Se auzi vocea lui David. Veniți imediat încoace, strigă Poli. Cei doi băieți urcară scările repede și veniră la ea ca doi mielușei nevinovați. Ce-a fost zgomotul ăla? Ce făceați acolo? Nu era decât cofa de pâine, răspunse Joel, fără să se uite la ea. Am mâncat ceva, zise David, încercând să se explice. Tu ne dai voie totdeauna. Știu, zise Poli, puteți mânca câtă pâine vreți, dar ce făceați cu cofa? Nimic, zise Joel, nu stătea bine acolo unde era agățată, atâta tot. Și voi ați dat-o jos, zise Poli. O, Joel, cum de-ai putut să faci așa ceva? Puteați să o spargeți și atunci ce-ar fi spus mami? N-am trântit-o eu mai rău ca David, zise Joel sfidător, cu mâinile în buzunare. Vai, David, zise Poli mâhnit, întorcându-se spre el, nici n-aș fi crezut că tu ești în stare de așa ceva. M-am săturat să o tot pun eu la loc, zise David, protestând supărat. Joel mă face întotdeauna să o răstor și eu cred că am pus-o la loc de vreo 2 milioane de ori. Of, Doamne, zise Poli, așezându-se și mai bine pe scaun. Nu știu ce să mă mai fac cu voi. Fronzi s-a lovit la picior și mâine vrem să o sărbătorim pe mămica, iar vouă vă arde să trântiți cofa în care ținem pâinea și... Nu o să mai facem așa, strigară cei doi băieți în cor, pe un ton plângăreț, având remușcări. O să o punem la loc. Eu o să o pun la loc, zise David, coborând iar în cămară foarte hotărât. Nu, eu o să o pun la loc, strigă Joel, ducându-se repede după el. Se întoarseră mulțumiți nevoie mare și îi spuseră că făcuseră întocmai. Și acum, zise Poli după ce mai așteptară încă o jumătate de oră, adunați roată în jurul cuptorului, nerăbdători, tortul-i gata. Doamne, s-a ars! Și Poli se grăbi să-l scoată și să-l pună pe masă, dar din păcate nici că se putea mai rău de atât.
Minunatul tort cu care speraseră să o dea gata pe mama lor de ziua ei arăta nespus de jalnic. Se arsese bine pe deasupra, iar în mijloc era o scobitură mică prin care, dacă ar fi avut glas, le-ar fi spus: "Îmi pare rău, n-am reușit să fiu la înălțimea ocaziei." "Acum cred că ești mulțumit, hârbule ce ești! Ne-ai stricat surpriza pentru mămica," zise Polly, uitându-se spre cuptor. Apoi se așeză pe jos chiar în mijlocul bucătăriei și începu să plângă în hohote. "Nu se poate," spuse atunci o voce veselă care îi făcu pe copii să sară în sus. "E doamna Bibb!" exclamă David. "Polly, uite-o pe doamna Bibb!" Polly se ridică în picioare și, fiindu-i rușine că fusese găsită plângând, își șterse lacrimile. Ceilalții explicară musafirei lor ce se întâmplase și ea începu imediat să-i căineze. "Bieții de voi!" exclamă ea de mai multe ori. "Uite, Polly, ți-am adus niște flori și..." "O, mulțumesc!" exclamă Polly înseninându-se. "Putem să le punem aici, doamnă Bibb? Merg cum nu se poate mai bine!" Și puse buchețelul de flori chiar în mijlocul tortului, ceea ce le plăcu teribil fraților ei. "Nici că se putea mai bine, într-adevăr!" zise doamna Bibb, șocată să vadă așa ceva. "Arată grozav! Acum trebuie să plec să nu-și piardă răbdarea soțul meu!" Și ieși imediat, îndreptându-se spre soțul ei, care deja își pierduse răbdarea așteptând-o. În modesta căsuța familiei Pepper se lăsă iar liniștea. "Acum hai, copii, să punem bine tortul, să nu-l vadă mămica, s-ar putea să se întoarcă de vreme," zise Polly, după ce Phronsie le dădu tuturor câte o bucățică din acadeaua ei. "Unde o să-l pui?" o întrebă Joel, căruia era gândul numai la acadeaua mentolată. "În dulap," zise Polly, luând tortul de pe masă. "Joel, urcă-te pe scaun și pune-l în spate de tot. Așteaptă, trebuie să iau florile și să le pun în apă." Așa că tortul a fost pus la loc sigur. Copiii se uitară apoi lung după el. "Acum, nu te mai duci să te uiți la dulap, Joey, ca să nu-și dea mama seama," zise Polly, închizând bine ușa. "Nu pot nici măcar să întredeschid ușa dulapului ca să-l miros când nu se uită ea?" întrebă Joel. "Cred că nu s-ar întâmpla nimic, Polly, dacă m-aș uita doar o dată." "Nu," spuse Polly ferm. "O să-și dea seama dacă faci așa." Dar când mama lor se întoarse acasă și află ce păzise fetița ei cea mică, își îndreptă toată atenția numai asupra ei, așa că și dacă ar fi fost nu știu câte torturi ascunse în dulap, ea tot n-ar fi băgat de seamă. Îl mângâie pe Joel, spunându-i că nu-l considera vinovat pe el deloc, și apoi pe Phronsie, până o liniști cu totul, astfel că seara trecu pe nesimțite într-un mod cât se poate de plăcut pentru toți. Ben o rungă pe Phronsie să-i povestească ce se întâmplase în acea zi și află cât de dezamăgiți au fost văzând cum le ieșise tortul, și apoi cum îl împodobiseră cu flori. Phronsie povesti totul pe îndelete, încântată la culme să facă pe povestitoarea. "Cuptorul a fost tare obraznic să o facă pe Polly să plângă." "Nu crezi, Benzi?" îl întrebă ea. "Ba da," spuse Ben și-și strânse buzele. Faptul că Polly plânsese îl durea chiar mai tare decât că Phronsie se lovise la picior. "La ce te uiți așa, Joel?" întrebă Polly puțin mai târziu, văzându-l cum se sprijinea cu spatele de dulap și se uita fix la peretele din fața lui. "Nu mi-ai zis tu să nu mă mai uit la dulap?" șopti el. "Doamne, dar asta o să o facă pe mama să intre și mai ușor la bănuiel dacă stai și te holbezi așa," spuse Polly. "Ce ai spus de dulap?" întrebă mama lor, ca ori auzise ultimele cuvinte ale lui Joel. "Nu putem să-ți spunem," începu Phronsie, "pentru că e..." "Oh!" Polly îi acoperi repede gura cu mâna. "Nu vrei mai bine să ne spună Ben o poveste?" "Ba da!" exclamă micuța Phronsie, iar ceilalți ținură sonul. Așa că Ben le spuse o poveste frumoasă, cum numai el știa să spună, și așa sosi vremea de culcare. Primul lucru pe care îl făcu Polly a doua zi dimineața a fost să dea fuga la dulap să vadă în ce stare era tortul. Îl scoase afară și îl decoră iar cu buchetul de flori în mijloc, pentru că voia să-l pună pe masă la micul dejun. "Arată mai bine ca ieri," îi șopti Polly lui Ben. "Nu-i așa că-s drăguțe florile astea?" "Pare bun de mâncat oricum," spuse Ben, lingându-se pe buze. "Am făcut tot ce am putut," zise Polly oftând adânc. "Acum, băieți, chemați-o pe mămica, totul e gata." Nici nu se poate povesti cât de plăcut surprins a fost mama lor când a văzut minunăția de pe masă. Îl admiră din toate părțile și îi spuse lui Polly că nici nu-și închipuise că putuse să-l coacă așa de bine în cuptorul lor cel vechi. Apoi îl tăie și dădu fiecăruia câte o bucată, cu câte o floare în mijloc. Tortul se dovedea a fi mult mai gustos decât părea, iar surpriza s-a dovedit a fi una cât se poate de reușită în cele din urmă. "De ce nu pot să fiu și eu sărbătorită așa de ziua mea?" întrebă Joel, înghițând ultima bucățică din felia lui. "Cred că aș merita și eu așa ceva," mai spuse el. "Dar ai fost sărbătorit de fiecare dată, Joel," zise Ben, "în toți acești 8 ani ai tăi." "Da, de unde?" exclamă Joel. "N-am avut niciodată tort. N-am dreptate, Polly." "N-ai avut încă tort de ziua ta, Joel," zise mama lui, "ce-i drept."
Și când o să am?" întrebă Joel, care schimbase brusc dispoziția. "Nu știu," spuse mama lui râzând, "dar mai ai încă destul timp." Sfârșitul părții a doua.